Permite să vă arăt rețeta mea favorită de paste asiatice. Sunt niște tăiței pe care îi ador și aș mânca zi și noapte. Pur și simplu mă topesc după ei, îmi plouă în gură numai când mă gândesc la ei. Și plăcându-mi atât de mult, este necesar să apară și pe rețelele mele de socializare. Așa că vă las cu rețeta în continuare. Încep prin a pune tăiței la fier, bineînțeles, într-o degaie pun niște ulei și încep să călesc pui, pun după gust, de asemenea sare, piper și boia dulce. Eu am făcut aici o cantitate pentru 3 persoane, 300 de ml de apă, 80 de sos de soia și 4 lingurițe de amidon de porumb. Amestec bine tot, scot și puiul care între timp s-a prăjit, după care adaug în aceeași tigaie ceapă, ardei și roșii. Las legumele să se călească și ele, după care adaug poțiunea magică lichidă, acest sos, și lasă să se îngroașe puțin el. După care adaug la sfârșit și tăieței, îi mai las și pe ei să fiarbă puțin cu sosul și voilà, rețeta este gata. Pur și simplu delicioși acești tăieței și se fac și repede și pentru o masă de prânz sunt absolut geniali. Vă invit să-i probați și voi!